În România au fost încălcate principiile statului de drept într-un mod inacceptabil. Este concluzia la care a ajuns cancelarul german Angela Merkel după ultimele evoluții politice de la București. Cancelarul german a avertizat că principiile fundamentale ale statului de drept trebuie respectate și de țara noastră. Cancelarul federal consideră inacceptabil faptul că într-o țară a Uniunii Europene sunt încălcate principiile fundamentale ale statului de drept, precizează un comunicat de presă remis ieri de guvernul de la Berlin. Uniunea Europeană se sprijină pe valori comune, toate regimurile trebuie să le respecte, iar aceasta este valabil și pentru cel român, adaugă documentul. Cancelarul german a mai precizat că va susține Uniunea Europeană să adopte toate consecințele necesare în privința României. Acestea ar putea fi luate săptămâna viitoare după discuțiile premierului Ponta la Bruxelles, scrie în comunicat. Criticile nu l-au afectat pe Victor Ponta. Premierul a spus că nu Angela Merkel votează la referendumul de pe 29 iulie, ci poporul român, iar ceea ce vor vota românii nu poate fi schimbat de nimeni. Ion Iliescu a comentat și el declarațiile cancelarului german Angela Merkel. Doamna Merkel face parte din aceeași familie politică și ca solidaritate de partid la nivel european. Se joacă cu chestii din acestea.